Vai que diva isso. Vai também que diva isso. Não dá? Não está diva, tá? Oh, meu Deus, que diva isso. Deci îmi plac la nebunie cerceii ăștia, sincer. Vai, deci mă bucur super mult că am. Hello și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vorbim despre clipul, cred că, foarte așteptat și de care să-mi fie rușine că n-am avut timp până acum. Dar, pentru că de curând mă mică, sper să vă înțelegeți și să apreciați că în sfârșit am reușit să public pentru voi acest video. Deci, azi vorbim despre primele luni cu bebe, despre ce consider eu că am avut nevoie și dacă urmează să aveți un bebe, cu siguranță veți avea și voi nevoie. Pentru mine, pentru ea, pentru că este o ea, dar aștept să-mi arătați dacă apreciați acest clip, pentru că e puțin mai personal și sunt tare curioasă cum o să fie. Eu sper să fie ok și să vă fie de folos. Bun. Nici nu știu cu ce să încep. Sunt multe lucruri pe care le-am luat aici lângă mine. Nu o să vă arăt chiar totul pentru că nu cred că are rost și aici depinde foarte mult și de gusturi. Dar vă arăt așa în mare cam de ce consider eu că avem nevoie. În primul rând, clar avem nevoie de produse de igienă. Oricum, în mare parte sunt produse de igienă, dar sunt și produse mai random de care oricum am avea nevoie. Și o să încep cu nevoile lui bebe, pentru că cred că ele sunt mai presus de toate nevoile posibile, dar bineînțeles că și voi o să aveți nevoi speciale și de care trebuie neapărat să țineți cont pentru a îndeplini nevoile lui bebe. Pentru locul 1 ar fi Pampers și n-am adus aici să vă arăt pentru că n-avea rost, dar noi folosim de la Pampers și îi merge foarte ok și nu are nicio problemă până acum. Șervețelele le folosim tot pe cele de la Pampers și la fel îi merge foarte ok și nu n-am îndeplinat probleme până acum, slavă Domnului. Și tot pentru igienă, noi folosim de la Bioderma atât șampon și gel de duș 2-in-1. Deci o să vă ajungă foarte mult ăsta. Gândiți-vă că eu vă filmez acum când bebe are 2 luni jumătate și uitați-vă cât am consumat din el și o spălăm în fiecare zi. Deci e foarte bun ca și cantitate, chiar dacă e la un preț mai marișor, nu știu, noi am dat cred că 80 de lei pe el, nu știu, sper să nu greșesc, nu-mi dau seama, oricum s-a șters prețul, l-am luat de la Sensiblu, dar e foarte ok acesta de la Bioderma, îmi place foarte mult și sunt mulțumită și n-a avut probleme. La început făcea așa niște cojițe pe piele, ca și cum ar avea pielea deshidratată, uscată și i-am luat și crema de la Bioderma și de la prima utilizare n-am mai avut absolut nimic și mă bucur tare mult. Făcea cojițe și pe față, în cap nu mi-a făcut absolut deloc și la fel de la prima aplicare n-am mai făcut deloc. Chiar mă gândeam dacă să-i dau pe față pentru că mă gândeam totuși că e prea mică. Dar, spre fericirea mea, n-am mai avut nicio problemă de la prima aplicare, deci Bioderma are un like de la mine pentru acest aspect. La fel și ea e tot în jur de 80 de lei, nu știu dacă e pentru un anumit tip de piele, nu cred, are 500 de ml și ea și cred că și șamponul, nu mai știu. Nu, are 1 litru șampon, deci vă dați seama, o să vă ajungă o grămadă. Deci se merită aceste produse, eu una stare mulțumită de ele. O să aveți nevoie, bineînțeles, de cel puțin un biberon. Chiar dacă o să alăptați, o să aveți nevoie pentru că la început acum o să dați completare, nu o să aveți așa... O să-i spunească la tine niciodată. Luat ceva de care consider că ne-a fost de folos amândurora și anume pompa pentru sân manuală de la Philips Vent. Sper că pronunț bine și ea vine și cu un biberon inclus,
de 125 de mililitri. E foarte ok, foarte practică, găsit și pompă electrică. Dacă vreți, eu am luat o manuală, mi-a fost foarte de folos, m-am bucurat tare mult că am avut-o, cât timp am putut să alăptez fata, mi-a fost super de folos. Apropo de acest subiect, vă rog să nu mai intervină comentarii sau mesaje de genul: dar cât timp ai alăptat-o, dar de ce nu mai alăptezi, dar ce s-a întâmplat? Pentru că am explicat acest aspect pe Instagram și nu o să-l mai explic încă o dată, pentru că consider că este strict problema mea și nu cred că ar trebui să privească pe nimeni acest lucru. Dar ca să vă dau un mic sfat, dacă vreți un sfat în sensul ăsta și nu să fiți răutăcioase cum sunt unele care nu știu ce caută pe canalul meu și nu știu de ce mă urmăresc dacă vor să facă acest lucru, eu vă sfătuiesc să vă gândiți foarte mult la voi, să încercați să vă gândiți la voi și la bebe în primele zile, primele săptămâni, hai zicem așa, și să evitați orice gând negativ și să nu îl luați în considerare, pentru că știu că e greu și știu că o să fie o perioadă mai dificilă. Deci fiți tari, fiți puternice pentru voi și pentru bebele vostru, care are nevoie de voi, mai ales în primele lui zile, dar toată viața o să aibă nevoie de voi. Iarăși, dacă alăptați, de fapt oricum o să aveți nevoie dacă alăptați sau nu, pentru că o să vi se întâmple să vă curgă pieptul, hai să zicem așa, și o să aveți nevoie de niște protecții. Eu le am pe unele de la Tommy Type, sper că pronunț bine, cam așa arată ele. Sunt protecții pentru piept și sunt foarte ok. Deja am început la ce are o mămică nevoie, dar nu mai contează. V-am zis că le-am pus pe toate unele lângă altele și din păcate n-am mai stat să le pun pe categorii. Pentru bebe, hai să rămânem la bebe, eu am luat și o protecție pentru cordonul umbilical și așa arată, nu știu, de la Chico, nu știu ce firmă e asta. Am luat foarte multe lucruri din același magazin, cum ar fi pompa, cum ar fi gel, cum ar fi șamponul, adică era un magazin cu de toate. Bebe Comfort, cred că se numea, nu știu dacă e în mai multe orașe, la noi este și în Pitești și în Iovenia, adică se găsesc în mai multe orașe. Aici spune că bebe nu transpiră, nu intră apa acolo, e foarte practic la băiță acesta, deci noi doar la băiță îl foloseam practic. Până i-a căzut, a fost foarte ok și desfăcut, să știți că uite așa arată și mai are o protecție și e foarte ușor de utilizat, oricum aveți și indicii pe el. Dar pentru băiță nu cred că mai are rost să vă spun că aveți nevoie de o cădiță. Noi am luat și cădiță și suport și purete. Am mai stat să le aduc pe fiecare, pentru că oricum nici nu m-aș fi încadrat în cadru cu ele. Dar am mers pe lucruri foarte clasice, să știți, și cred că nu mai are rost să vi le arăt. Pentru că noi stăm cu bebe, aici și pățuțul ei și nu avem o casă așa imensă ca să-i facem camera ei proprie și stăm noi împreună cu ea momentan în cameră. I-am luat și niște absorbante, să le zicem, sunt de la Dalin și practic atunci când o schimbi sunt, nu știu, un fel de pampers foarte lungi, hai să zicem așa, dar sunt niște absorbante, de fapt. Foarte ușor dacă, nu știu, îi mai scapă în momentul în care scoți pampersul și vrei să o schimbi așa, e foarte ok pentru că nu murdărești zona în care tu o schimbi și sunt foarte practice și se consumă destul de greu, adică, bine, dacă ai și tu grijă și nu lași Dumnezeului acolo nu știu cât timp până o schimbi, deci o să-ți ajungă foarte mult. Nu mai știu cât am dat pe ele, dar am zis foarte practice aici într-un pachet din ăsta, nu știu să vă zic câte bucăți sunt. Eu mai am un el, 4, cred că sunt 10, așa arată, împachetate și se desfac și sunt mari, nu știu, un metru cred că au, dacă mai mult. De la spital, să știți că am primit foarte multe lucruri, nu le mai am pe toate pentru că nu am avut de ce să le păstrez, nu mi erau de folos, dar am avut și crema asta de la Happy sau de la Alinan, nu știu cum să-i spun, care nu ne-a mers nouă și n-a fost bună deloc și mi-aduc aminte că a folosit-o, nu știu, cred că 2 zile și îi provocau așa mici, nu arsuri, cum să le spun, nu știu, parcă se opărea
și nu mi-a plăcut deloc și n-am mai folosit-o de atunci, n-am fost mulțumită deloc. În schimb, mi-am luat pudra de la Johnson's Baby, nu am aici să vă arăt, dar cu ea îi merge tare bine și tare mulțumită, deci pe ea v-aș recomanda eu. Așa arată pudra de la Johnson's Baby, are 100 de grame și va ajunge o grămadă, noi am folosit-o 2 luni, adică foarte ok este. O să aveți nevoie, bineînțeles, și de un termometru în casă și noi îl avem așa digital, hai să zicem, îl avem din ăla clasic. Și i-am mai luat și batista bebelușului, iarăși un lucru foarte practic, pentru că am avut probleme cu mucișorii, încă mai avem câteodată și foarte bun acest aparat, să zicem, se pune la aspirator și e foarte ușor de utilizat. Găsiți și videoclipuri pe YouTube dacă nu știți cum să-l folosiți. Pentru vârsta între 0 și 6 ani și e foarte bun și îi puneți puțin ser fiziologic înainte și așteptați puțin, iar apoi puteți să îl desfundați dacă are mucișori pentru că stare comozi. Mai am și niște jucărioare, niște zornăitoare, nu știu cum să le zic. Astea le-am primit de la o verișoară de-a mea, căreia îi mulțumesc tare mult și îi plac mai ales Rățușca, e debutită după ea și acum chiar se joacă și îi plac jucăriile și mă bucur că am trecut peste perioada aia minunată de colici și o să ajungem și la subiectul acela imediat. Mai am să vă arăt doar câteva lucruri ușoare. Ar mai fi o rusă din aceasta pentru manicura lui bebe și noi avem de la Baby Nova, tot din farmacie e luată și are unghieră forfecuță și o mică pilă. Eu îi folosesc doar unghiera, evident, și trebuie să fiți foarte, foarte atente la cum le tăiați pentru că sunt foarte firav, mai ales la început. Dar vă recomand să aveți neapărat trusa ei și să nu le folosiți pe ale voastre din punctul meu de vedere. Mai aveți nevoie și de o lampă. În momentul în care bebe s-a născut, nu știu, parcă n-am avut timp să cumpăr atât de multe lucruri și a fost totul atât de rapid și apoi mi-au venit atât de multe idei să cumpăr de, nu știam când să mai merg să le cumpăr pe toate. Iar din rapiditate și din necesitate i-am cumpărat și o lampă și o am pe aceasta simplă de la Pepco, care se aprinde doar aici, se face lumină albă, dar noaptea e foarte ok pentru ea și mă bucur că am luat-o și pe asta până la urmă și că nu i-a prins starea asta minunată în care am intrat fără să-i cumpăr nimic. Bine, aș fi dat oricum o comandă pe net dacă era așa, dar a fost mai rapidă treaba. Și o să mai aveți nevoie și de niște supozitoare din astea în cazul în care bebe face febră. Să sperăm că nu se întâmplă așa ceva, noi n-am avut probleme de genul. Dar pentru hăinuțe, eu nu o să vă arăt hăinuțe pentru că asta chiar consider că nu are rost. Cred că știți și voi că trebuie să-i luați și ce trebuie să-i luați și așa mai departe. Dar mai am să vă arăt și detergentul special, pentru că eu zic că are nevoie de un detergent special pentru hăinuțele ei. Și noi l-avem pe acesta de la Ariel Baby, care deocamdată e ok, suntem mulțumiți, nu știu, n-am avut probleme. Aici scrie că ar ajunge la 20 de spălări, nu știu, chiar n-am numărat să văd la câte spălări ajunge, că la mai multe totuși. Are un litru și 100 de mililitri. Noi am mai luat și acest suport pentru hăinuțe, pentru a le pune la uscat, de exemplu dacă plouă și e destul de mare, se întinde destul de mult, se și pliază foarte ușor și e foarte practic, are și spațiu aici jos și e numai bun, foarte util, v-am zis, nu mai știu la ce preț a fost, sincer. Ar mai avea nevoie și de niște suzete și am primit-o pe asta, cred că tot de la Alinan sau Happy, cum s-o numi, o avem pe ea, pe care le scrie Fresh și e foarte ok că are plasticul ăsta pe interior, mi se pare că îi place mai mult asta, dar am mai luat noi și de genul acesta, care, nu știu, au fost 2 la set și nu-mi plac, chiar nu știu, nu-mi plac, pur și simplu, o să vreau unele mai mari și mai frumoase și o să merg eu să iau. Și că tot veni vorba de suzete, o să auziți o grămadă de sfaturi, să le zicem, prin care copilul, dacă îi dai suzeta, n-o să mai stea la piept, n-o să mai poți să alăptezi, n-o să mai... Adică, credeți-mă că de când sunt mămică, dacă n-am auzit la obiceiuri și zicale, se zice că
de genul acesta. De efectiv, cred că ar trebui să nu mai respir în momentul ăsta. Dar, din fericire, Dumnezeu m-a făcut așa o rază de lumină și de răbdare. Într-un final, acum totul este ok și suntem pe direcția bună și eu sunt bine și bebe e bine și asta e tot ce contează. De-aia vă ziceam să fiți foarte calme și puternice după ce nașteți, pentru că e o perioadă tare importantă. Iar referitor la colici, am încercat mai multe variante, dar cel mai de preferabil cred că este să-i dați ceva pentru colici înainte ca el să facă colici, ceva preventiv, o protecție. Totuși, eu din păcate nu i-am dat și cred că așa ne-am și ales cu colici, scuze pentru cacofonie, dar am încercat o grămadă în ultima perioadă, nici nu cred că o să vă mai arăt, am încercat Espumisan, Bonisan, ce am mai încercat? Coliev, care este 96 de lei la noi în oraș și l-am folosit 2-3 zile și n-a fost bun de nimic, deci sincer vă zic, la cât ai reclamă are colieful și ni l-a recomandat și medicul, n-am fost deloc mulțumită. În schimb, la recomandarea unei alte verișoare am încercat Infacol, așa arată cutia, așa arată recipientul, este cu pipetă de 0,5, dacă e necesar pe prospect cred că puteți să-i dați și un mililitru. Dar de când i-am dat Infacol, mi-aduc aminte perfect ziua, pentru că ziua aia a fost prima zi în care a început să se liniștească, iar noaptea a dormit. S-a trezit cred că de 2 sau de 3 ori, hai să zic de 3 ori, pentru că se trezea mai des când era mai micuță, dar a dormit, ceea ce pentru mine era șocant, pentru că ea nu dormea deloc, credeți-mă, nu dormea nici ziua, nici noaptea, pentru că non-stop plângea, avea niște crize groaznice. Și după Infacol a fost ceva wow. Și la fel a reacționat și băiețelul verișoarei mele, deci nu știu, poate și pentru voi merge, de aia vi l-am și arătat și v-am spus de el, pentru că pentru noi a funcționat din multele soluții pe care le-am încercat. Și înainte să încerc Infacolul, am mai încercat ceva, niște biberoane speciale anticolici de la Tomitype. Am văzut că multă lume le laudă, am și eu prietene care l-au folosit, am întrebat, mi-aduc aminte că chiar am întrebat înainte să le cumpăr, v-am întrebat și pe Instagram dacă le-ați recomanda și au fost multe feedback-uri pozitive, dar din păcate pentru noi n-au fost ok, pentru că bebe nu le prinde, nu prinde tetina și tot timpul în timp ce încearcă să se hrănească, efectiv totul este, chiar nu știu, cu tetina nu se înțelege absolut deloc și n-am ce să-i fac, din păcate. Am tot încercat, m-am ținut de ea, dar nu vrea să o prindă. Și cred că singura soluție este să le donez sau să le vând, o să văd ce să fac. Sunt de 150 de ml acestea și pe ele le-am luat de pe EMAG. V-am zis, am prietene care le folosesc, am prietene care de la început le-au dat copiilor cu aceste biberoane cu Tomitype, sper că pronunț ok, și au fost foarte bune și s-au înțeles ok cu ele, dar nu și noi, din păcate. Noi le avem pe cele de la Philips Avent, care ne merg și sunt ok și na, cu astea se înțelege bebelina mea. Cred că cam asta am avut pentru bebe, mai am câteva lucrușoare pentru mămici, să zicem așa. Ar mai fi niște creme, unguent. Imediat după naștere mi-au ieșit niște iritații, arsuri, nu știu cum să le zic, în jurul pieptului și de la spital mi-au dat Fucidin, unguent. Dacă vă ajută, eu vi-l arăt, pentru că imediat după ce l-am folosit au și dispărut de la prima aplicare. Deci dacă o să aveți astfel de probleme acolo sau acasă, vă zic că mie mi-a mers tare bine cu el. Dacă întâmpinați vergeturi în timpul sarcinii, e tare bine să folosiți preventiv creme, uleiuri, să vă hidratați foarte bine pielea. Eu pe timpul sarcinii n-am folosit ceva anume pentru vergeturi, pentru că nu aveam astfel de probleme. Mi-au apărut în ultima săptămână înainte să nasc, deci chiar o săptămână și eram deja în spital și n-aveam absolut nicio cremă, nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat asta. Și atunci mi-au apărut, dar n-au apărut așa exagerat de multe, dar mi-au apărut față de faptul că eu nu aveam niciuna, vă dați seama.
Dar înainte, tot timpul mă hidratam, hidratam pielea și foloseam tot felul de creme, în general de la Oriflame, și foloseam și crema aceasta cu lapte și miere, care mie îmi place foarte mult și e tare hidratantă și intră bine în piele. Iar de când am venit acasă și am început să folosesc Bio Oil, care e super recomandat și renumit peste tot, și nu știu, l-am consumat cred că jumătate până acum. Da, mai mult de jumătate. L-am consumat destul de mult. Nu pot să zic că deocamdată văd minuni, dar totuși sunt destul de pronunțate semnele mele, sunt, nu știu, parcă sunt proaspete, nu s-au vindecat încă, hai să zicem așa, așa că mai aștept, mai am răbdare, îl mai consum, îl mai folosesc și probabil o să revin cu un feedback către voi, dar știu că e tare important să îl folosim zilnic. De fapt, pe el este precizat că trebuie folosit chiar de 2 ori pe zi, deci trebuie să aveți răbdare cu el. Și era să uit să vă arăt și acest sterilizator pe care noi l-am primit de la Moșica și e foarte util și foarte practic. Dacă nu mă înșel, e luat de pe MAG la 100 și ceva de lei, dar e de mare folos și e pentru 6 biberoane. Acolo e suportul pentru biberoane. O să mai aveți nevoie și de o cutie de lapte. Noi am continuat cu laptele pe care îl primea de la spital, așa că am continuat cu Aptamil. Astea cred că ar fi principalele lucruri de care ați avea nevoie pentru început, cel puțin asta consider eu și am avut nevoie și mi-au fost de folos toate, pe care le-ați văzut aici. Sper că v-a fost util acest video și sper că nu e prea lung. Între timp, da, aproape că a pus soarele și de asta mă vedeți așa, pentru că am aprins becul. Sper totuși că se vede bine. O să încerc să mai inserez așa câteva cadre, dar momentan până la botez nu vreau să o afișez prea mult public. Nici după nu o să vreau să o afișez prea mult, nu știu, asta e opinia mea și dorința mea, dar nu știu cât o să mă pot abține, sincer, din acest lucru, pentru că mi-e tare greu să nu pun nici măcar o poză cu ea. Dacă mă urmăriți pe Instagram sau pe Facebook, știți deja acest lucru. Dar dacă v-a fost util acest clip, acum da, încheiem și vă spun că vreau să-mi arătați aprecierea voastră printr-un like, un share, să vă abonați la canal și să-mi spuneți ce videoclipuri mai așteptați de la mine. De asemenea, dacă deja sunteți mămiți și ați încercat tot ce am arătat eu până acum, sau dacă aveți sugestii noi, le aștept cu mare drag și chiar mi-ar plăcea să împărtășim împreună din experiențele noastre. Eu vă mulțumesc mult că v-ați uitat la acest clip și rămâne să ne vedem cât de curând. Pupici! Pa, pa!